Luna Dragostei trebuie marcată și în orașul Țicleni, așa că membrii trupei Triton s-au gândit să organizeze un spectacol cu multe surprize. Ca invitat special, aceștia îl au pe Gheorghe Gheorghiu, marcatorul dragostei, însă alături de marele cântăreț vor mai cânta și alți interpreți de seamă. 15 februarie, în Casa de Cultură a orașului Țicleni se va organiza un spectacol dedicat dragostei. Avem invitat de onoare pe Gheorghe Gheorghiu, trubadorul dragostei, veșnicul îndrăgostit. Spectacolul se numește Unde dragoste nu e, nimic nu e. Așteptăm toți țiclenarii, toți gorjenii noștri să vină să vadă un spectacol de excepție. Mai avem invitată pe Maria Loga, avem invitată pe Loredana Fieraru, o fată extrem de talentată, finalistă la România au talent. O să cântăm și noi Triton, Luminița Țicleanu și juniorii în deschiderea spectacolului și avem invitată o artistă desăvârșită, o dansatoare campioană națională și internațională care o să facă o demonstrație frumoasă pentru toți gorjenii noștri, cei care vor fi prezenți acolo.